Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mă uit iarăși prin studio și îmi dau seama că, uite, Luca e îmbrăcat în hanorac. Da. Cu glugă. Așa. Nu știu, nu se vede ce are pe desubt. Vlad e cu cămașă. Nu vreau să vă ce are Luca pe desubt. Da, corect, ai dreptate. Eu am cămașă și pulovera. Și o jachetă de asta, așa. Da. Eu sunt în tricou, Adi, tot în tricou. Ai mai eu? Nu, n-am mai eu, pe bune. De multe lume cu cămașă poartă mai eu, eu nu. Nu porți mai eu? Niciodată. Nu cred. Eu n-am avut mai eu, practic, din clasa 4. Încep m-am să te suspectez că porți mai eu și izmenuțe de-alea. Eu nu voiam decât să subliniez că vedem lucrurile diferite, inclusiv din punct de vedere no, e o mizerie meteorologic. Nu, nici eu nu vedem nimic diferit. E o mizerie. Asta e vreme? Ce afară? Rușine? Cum e poți să spui că asta e vreme? Este da, o mizerie. E ceva nenorocire, dar asta nu mă împiedică să stau în tricou și să mă bucur. Ai văzut? Din cauza acestei vremi nenorocite, cu da, vizibilitate scăzută, ceață, umezeală, mâzgă, alea, se face accident pe DN1 și verifică a, Luca pe Waze că e accident. Mai mult sau mai puțin. Întrebarea e cât mai ține. L-am sunat pe prietenul nostru, Silviu Grigore, meteorologul Silviu Grigore. Bună dimineața, Silviu! Neața! Bună dimineața, nu bine știu, v-am regăsit, bine că ne reauzim da, împreună cu ascultătorii Europa FM. Nu știu, da, ce să ne... da. Nu știu ce să ne mai facem cu tine. Păi asta e vreme de sărbători. N-ai, nu vorbești tu unde trebuie. Da. Chiar așa. Acum, dacă aruncăm rapid o privire în calendar, nu e chiar perioada sărbătorilor pe care noi le numim cu adevărat sărbători. Știu că sunteți nerăbdători să ajungeți acolo, da, dar revenind acum la aspectul vremii, într-adevăr, avem parte și văd în asta un aspect pozitiv, pe de o parte, de o vreme mult mai caldă decât ar fi normal în această perioadă. Dar vorbim despre normal, de fapt referindu-ne la ceea ce înseamnă valori mediate pe intervale foarte mari de timp, pe acele, despre acele norme climatologice, așa cum se spune în meteorologie. Și într-adevăr, ținutele voastre foarte lejere reflectă într-o oarecare măsură acest aspect al vremii. În principal mă refer la ceea ce înseamnă temperaturile chiar și ale acestei ore, dar mai ales ale zilelor imediat următoare, pentru că, vorbind de acele norme climatologice în această perioadă, caracteristice sunt valori minime, cam de la aproximativ minus 8 grade, 9 grade în estul Transilvaniei, spre 0 grade în sud-estul țării, iar maximele cam de la 0 grade în zonele de presiunare din estul Transilvaniei spre cel mult 6 grade în zona litoralului. Și că încolo noi avem temperaturi mai ridicate acum. Nu mai ridicate, ci foarte ridicate pentru această perioadă. Și, spre exemplu, dacă astăzi maximele pe care le anticipăm s-ar situa cam între 2 și 10 grade Celsius, mâine deja vorbim despre temperaturi, putem să le numim chiar specifice primăverii, 13-14 grade în sudul Dobrogei, în sudul Banatului, iar sâmbătă putem să spunem că este primăvară din punct de vedere termic autentică, pentru că vor fi cam între 8 și 18 grade, n-ar fi exclus izolat chiar valori ușor mai ridicate, adică valori cu peste 10 grade. Unde? În ce, de ce regiune va fi cel mai cald în weekend? Cele mai mari valori sunt în regiunile sudice, în sud-estul țării, în sud-vestul țării. În principal, sâmbătă ar fi cea mai caldă din acest interval. Nici duminică, pentru cea mai mare parte a țării, nu putem să vorbim despre alt tip de vreme decât extrem de caldă pentru această perioadă, dar, și acest dar, implică deja o schimbare, în sensul în care în vestul și în nordul țării ajunge o masă de aer ceva mai rece și temperaturile vor scădea cu câteva grade bune, mai ales în câmpia de vest, spuneam, și în nordul Moldovei va fi resimțită această răcire, dar în sud-estul țării valori cu mult peste cele normale. Dar zăpadă? Schimbarea... Adică va fi totuși de Crăciun, de anul nou, vor coborî temperaturile atât de mult încât să ningă și să așeze? Vor... fi evoluții pe care unii dintre ascultători și le doresc, alții nu, în sensul că acei ascultători care își doresc o vacanță de sărbători cu vreme rece, cu ninsori din belșug, care să le ofere așa un decor feric în zonele montane, probabil că vor fi ușor dezamăgiți, pentru că estimările Centrului European de Prognoză pentru următoarele săptămâni până la începutul anului viitor arată un regim termic ușor peste cel normal și în săptămânile viitoare. Dar acest lucru nu înseamnă automat că vremea va fi permanent în acest interval
caracterizată de valori mai mari decât mediile climatologice. Nu, vor fi și intervale în care vremea se va răci, așa cum de altfel se va întâmpla în prima parte a săptămânii viitoare, când minimele foarte probabil vor coborî sub pragul înghețului în majoritatea regiunilor și mai ales în zonele de munte, evident, vor fi și precipitații sub formă de ninsoare. Acolo stratul de zăpadă este prezent, va mai crește. Acolo, într-adevăr, iarna va fi una aproape autentică. Iarna va fi iarna. Probabil, da, dacă... va fi iarna, dar în celelalte zone nu va fi chiar iarnă, pentru că precipitațiile care vor fi destul de însemnate cantitativ în următoarele zile sau în prima parte a lunii vor fi în principal sub formă de ploaie, lapoviță sau precipitații mixte în zonele. Când putem, când putem spera că vine primăvara? Pe mine asta mă interesează, că... Dacă, repet, fac din nou apel la fila din calendar, până să vorbim despre primăvară, încă nu am vorbit despre iarna adevărată și foarte probabil ca în ianuarie și februarie să... Avem totuși parte de iarnă. Episoade, da, cu vreme mai severă, cu vreme de iarnă pe care la un moment dat vom ajunge să nu ne-o dorim. Silviu, îți mulțumim pentru toate detaliile. Silviu Grigore a fost cu noi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.